Răsfugul alb sau a galaxia contagioasă a oilor și caprelor, pe care majoritatea sau toți crescătorii cu siguranță o cunosc, este o boală foarte contagioasă dacă apare într-o turmă. Ea se transmite prin mâinile mulgătorului și poate fi răspândită în tot efectivul. De aceea este întâlnită cel mai adesea în perioada de lactație, în mai și octombrie. Acum este perioada în care animalele trebuie vaccinate împotriva acestei boli. Boala are trei forme de evoluție, o formă supraacută care se caracterizează prin depresie și febră foarte mare și mortalitate în aproximativ 6-7 zile. Este mai rar întâlnită. Forma subacută este cea mai obișnuită formă de evoluție și aici avem mai multe localizări. O localizare mamară, caracterizată prin mamită, durere la nivelul glandei mamare, apariția unor noduli pe glanda mamară, secreția lactată devine apoasă, cu grunji prin ea, în momentul când a fost mult laptele, se sedimentează și are o culoare galben-verzui gust sărat. O altă localizare este cea articulară, care poate să fie în același timp cu cea mamară, în general prin edeme și dureri articulare, mai ales la nivelul articulațiilor tarsiene și carpiene. Apar șchiopături, artrite, uneori chiar și anchiloza, adică animalul nu se mai poate deplasa. Și o localizare oculară, foarte cunoscută, când apar probleme la nivelul ochilor, lăcrimare, cheratită, conjunctivită, ulcere, opacifiere cornee, până la pierderea vederii la ambii ochi. Există și o formă cronică a bolii care se caracterizează printr-o evoluție mai lentă la nivelul glandei mamare, adică apariția mamitei mai ușoare a unor noduli. Ulterior, mamela se poate vindeca, dar secreția lactată nu mai revine. În toate formele de evoluție ale bolii, secreția lactată scade foarte mult, iar după evoluția bolii s-ar putea să nu mai revină deloc. Sunt pierderi mari economice pentru ferme, pentru că laptele nu mai este bun, animalul trebuie băgat în carantină, costuri cu tratamentele. Deci, pierderi economice foarte mari în cazul în care boala este depistată în turmă. Boala nu se transmite genetic, ci prin apa, așternutul, furajele care au fost contaminate cu această microplasmă. Aceasta este o bacterie care poate fi diseminată de la un animal la altul prin secreția lactată sau, așa cum am spus, prin apă, furaj sau chiar mâinile mulgătorilor. Microplasma rezistă până la 3-4 luni. De aceea este important ca animalele care au luat boala respectivă sau sunt în turma respectivă să fie examinate. Animalele bolnave trebuie separate și tratate. Tratamentul poate să fie local, de exemplu la nivelul picioarelor, prin bandajări cu tinctură de iod, administrarea de antibiotice, care este bună atât general cât și local. În cazul localizării la nivelul ochilor se administrează antibiotice, unguente, dar se fac și spălături cu acid boric. Este important să se trateze animalele respective și să fie izolate, să nu aibă contact cu turma, iar aceste animale nu vor mai fi introduse în turmă până anul următor de lactație. Deci, în perioada lactației respective, ele nu ar mai trebui introduse, deoarece chiar dacă au fost tratate, rămân purtătoare și pot transmite boala la celelalte animale, spun specialiștii veterinari. De asemenea, este foarte important ca fermierii să fie conștienți că trebuie să-și vaccineze animalele și să facă dezinfecția fermei. Animalele din turmă, care au rămas sănătoase, este foarte important să fie vaccinate. Există vaccinuri care se folosesc pentru această boală, vaccinuri care se administrează neapărat în a doua parte a gestației, se vaccinează întreg efectivul și tineretul și masculii, deoarece și ei pot fi purtători. Important în zonele în care a evoluat să se facă această vaccinare la interval de 21 de zile. Imunitatea se instalează după 10-14 zile și durează circa un an, dar în efectivele în care evoluează boala ar fi recomandată vaccinarea din 6 în 6 luni. Este imperios necesar să se facă și dezinfecție după descoperirea primului caz de boală pe tot saivanul și unde stau animalele. Există soluții dezinfectante cu care trebuie făcută neapărat dezinfecția și este foarte important ca în efectivul în care boala a evoluat să nu fie aduse animale tinere, mioare, timp de un an de zile, până nu se face vaccinarea a întregului efectiv.